Și-a luat muiere din alt sat, tocmai de pe malul Oltețului, de pe niște dealuri înalte cât munții. Când se certa cu bărbaso, de ca oamenii de, ea își lua lada frumoasă pe cap, lada de zestre, un ceaun în mână și pleca la boghea. Lada era făcută acolo, na, ceaunul îl avea tot de la ei. Of, că venea Dumitru aproape plângând la tata. Hai mă, Dumitre, mă, hai mă, fănică, mă, hai mă, hai că fugi Ioana, mă, hai să o întoarcem, ia uite-o, ia uite-o, bă, suie popoiana popii. Lasă-mă, lasă, că vine ea și singură. Nu, că zise că de data asta nu se mai întoarce, mă, că-și lua și acolo rămâne, auzi, că-și lua și blada și cea unu cu ea, auzi? Dacă vedea că lui tata nu-i aminte, tivic, ca și zice lumea, mâna pe ciomag și tuliu peste câmp, pe seci. Ioana se vedea de departe, de că era coprelă, era înaltă. Ei, ar fi putut ea să meargă mai repede, dar cea unu ce era așa mai greu, că la de ce să aibă. Da, aștepta să ajungă Dumitru, să o roage. Tata, în adins, îl mai ținea câte o țâră de vorbă, să se ducă vuva cât mai departe. Câteodată avea răbdare săracu, așa vreo 2-3 zile să aștepte. Să tot uita în vale, punea mâna la ochi, nimic. Atunci își lua inima în dinți și pleca după ea. E, îi vedeai de departe venind. El cu tuciu de toartă, ea cu lada frumoasă pe cap. E, poate că se mai opreau și pe câmp, mai puneau de o mămăligă, mai coceau porumbii. E, tineri. Parcă atunci se vedeau prima dată. Iete, Dumitru, zicea tata, iar vine cu zestrea. Marin Sorescu.